Bună ziua, dragi prieteni! În acest tutorial am să vă arăt cum puteți crea o aplicație în Scratch care să-i ajute pe cei mici să învețe adunarea a două numere naturale cuprinse între 0 și 100. Pentru început am să creez un nou fișier Scratch. Fișier nou. Se creează proiectul. Pe scenă am să pun trei personaje. Am să păstrez pisicuța Scratch și am să mai adaug încă două personaje. Abby și încă un personaj. Balonul. Așez personajele pe scenă în ordinea dorită. Și încep să scriu codul. Mai întâi scriu codul pentru primul personaj, pentru pisică. De la evenimente aleg opțiunea când se dă click pe steguleț. Am să măresc imaginea. De la variabile, creez trei variabile, A, B și C. Creează o variabilă, A mic, pentru toate personajele. Apăs din nou butonul, creează o variabilă, B mic. Și încă o variabilă, C mic. Variabila A va corespunde primului personaj, variabila B celui de-al doilea, iar variabila C personajului balon, personajului al treilea. Revin la primul personaj. Când se dă click pe stegulețul verde, setează variabila A la o valoare cuprinsă între 0 și 100. O valoare aleatorie. De la operatori, alege aleator între 0 și 100. Iar personajul se va gândi la valoarea aleasă. Din secțiunea aspect, aleg blocul spune, iar de la variabile aleg variabila A. Spune A. După ce am rezolvat cu ceea ce trebuie să facă primul personaj, de la evenimente, aleg blocul difuzează mesaj 1. Trec la al doilea personaj, Abby. Când primește mesajul 1, de la variabile, setează variabila B la o valoare cuprinsă între 1 și între 0 și 100. Alege aleator între 0 și 100. De la aspect, aleg blocul spune și în loc de salut, să spună care este valoarea variabilei B.
Abby difuzează mesajul 2 către personajul al treilea. Difuzează mesaj, creez un nou mesaj, mesaj 2. Trec la personajul al treilea, balonul. Când primește mesajul 2, de la variabile aleg setează C mic, de la operatori aleg operatorul plus, setează C mic, la A plus B. De la variabile aleg variabila A plus variabila B. Acum variabila C este egală cu suma dintre A și B. Dar balonul nu va divulga secretul, ci îl va întreba pe utilizator care este suma. De la detectare, alegem blocul întreabă și așteaptă. Întreabă, în loc de cum te numești, o să scriem A plus B egal semnul întrebării. Și așteaptă. Acum am să folosesc blocul din secțiunea control, blocul dacă condiția, atunci și altfel. Structura dacă cu două ramuri. Dacă condiția este adevărată, atunci se execută un grup de instrucțiuni. Altfel se execută alt grup de instrucțiuni. Dacă utilizatorul a ghicit rezultatul, adică de la operatorul aleg egal, de la detectare aleg răspuns, dacă răspunsul dat de utilizator este egal cu variabila C, înseamnă că a răspuns corect. Balonul o să spună, personajul al treilea, în cazul meu balonul, va spune corect. Și îl va răsplăti pe utilizator schimbându-și culorile. De la control, aleg repetă de 10 ori. De la aspect, costumul următor. Și modifică efectul culoare cu 25. Și ca să nu se deruleze prea repede animația, din secțiunea control aleg blocul așteaptă o secundă. Dar o secundă este cam mult. O să pun 0,25 secunde. 0,25. Dacă utilizatorul nu a răspuns corect, se intră pe ramura altfel a structurii de control dacă și balonul va spune, de la aspect aleg spune, va spune mesajul greșit, pune mâna și învață. Pentru a nu vedea valorile celor trei variabile ABC, le voi șterge de pe scenă. De la variabile, debifez căsuțele din fața celor trei variabile. Vreau să văd cum merge aplicația. Control ecran complet. Apăs tegulețul. Și apar trei valori, două valori, 0 cu 13. Dacă scriu valoarea 13, este afișat mesajul corect. Apăs din nou pe steguleț. Dacă scriu o valoare greșită,
apare mesajul greșit, pune mâna și învață. Apăs din nou stegulețul. 83 cu 97. 180. Corect. Un nou calcul, 74 cu 5, egal 79, este corect. Apăs din nou pe steguleț, să zicem că acum pun un rezultat greșit, 10. 22 cu 61, 10. Se afișează mesajul greșit, pune mâna și învață. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!